Deșinderi de amploare în mai multe județe în această dimineață. Mascații au deșins în 10 de locații la persoane bănuite de infracțiuni informatice și evaziune fiscală. Mai multe informații are colegul meu, Marian Ginga. Bun găsit, Marian! Da, bun găsit, și ca să vorbim exact, sunt 26 de mandate de percheziție în Calea Severin, Timiș și în București, precum și 26 de mandate de aducere într-o cauză penală de constituire a unui grup infracțional organizat. Acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau cu programe informatice, fraudă informatică și evaziune fiscală, practic ce acuză anchetatorii, că în perioada septembrie 2019-decembrie 2023, deci până acum, 26 de persoane, cei care, la care se află astăzi aceste percheziții, care sunt administratori și angajați de la două firme din Timiș, au fraudat aparatele de jocuri de noroc din mai multe locații din județele Cara Severin, Timiș, Arad și Hunedoara, în sensul că au pus niște dispozitive și programe informatice ca să crească artificial câștigurile care trebuiau acordate unor jucători. La fel, au modificat parametrii de acordare a jackpoturilor mari, pe care și le-au însușit ei singuri în mod fraudulos. Practic, angajații anunțau administratorii care veneau cu dispozitivele după ce se făceau, bineînțeles, încasări mari în aparate și retrăgeau banii ca și când i-ar fi câștigat. Așadar, 26 de persoane vor fi duse astăzi la audieri.